vorbim astăzi despre destinul bisericii. Destinul sau destinația este undeva unde ajungi, ceva ce moștenești. Și n-am să uit niciodată, era Miercurea de Paști, în 2006, când m-am dus să-mi schimb și ochelarii, că nu mă mai descurcam cu cititul așa de bine, mă chinuiam cu ei. Și doctorița, după ce mă consultă, îmi spune destinul. Și mă lasă paralizat în fața ei. Învățați să dictați, nu o să vedeți nici să scrieți, nici să citiți. Vă mulțumesc lui Dumnezeu că mai văd să scriu și să citesc din când în când, dar de obicei foarte puțin dintre noi trăim cu destinul înaintea noastră. Și de aceea ne trăim viața ca într-un tunel și facem ce ne cade bine astăzi sau ce dorim astăzi, ne gândindu-ne la consecințe, la implicații. Scriptura ne învață că e mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui și Solomon ne sfătuiește să mergem la un cimitir mai întâi, să vedem un coșciug coborât în groapă și apoi să ne trăim viața cu destinul în fața noastră, aducându-ne aminte că s-ar prea putea ca unii să treacă dincolo într-o altă realitate dacă se tem de Dumnezeu. Am vorbit despre cine suntem și am văzut că un creștin nu e un ortodox sau un catolic sau indiferent ce religie avea. Un creștin este unul în care cerul și pământul se împletesc. Cine n-are Duhul lui Hristos nu este a lui. Încreștinarea vine prin învierea din morți, prin nașterea din nou și nu prin ritual religios prin care treci. Pe de altă parte, dacă eu sunt o realitate într-un fel ceresc-pământească și biserica este o realitate divino-umană și conducerea bisericii este la fel. Conducătorul nostru este Hristos, cum amintea Filip, și noi învățăm să-L ascultăm și să călcăm pe urmele Lui. Și cârmuirea pământească a bisericii în toate formele ei se subordonează într-un fel cârmuirii divine. Duminica trecută am vorbit despre funcțiile bisericii și am văzut că noi suntem aici să lărgim împărăția lui Dumnezeu împreună cu El, suntem aici să confruntăm întunericul din cetatea în care ne aflăm, din locul în care ne-a așezat Dumnezeu, suntem aici, dragii mei, să ne purtăm poverile unii altora și suntem aici să lăsăm pe alții să culeagă din rodul vieții noastre ca să tânjească să vină la Dumnezeu. Astăzi vom vorbi despre încotro mergem, care este destinul bisericii. Nașterea, viața și moartea Domnului Iisus Hristos o înțeleg un pic mai bine. Citesc Biblia, pot să umblu pe urmele Lui, mă pot duce pe dealul căpățânii, pot să pun mâna pe pavajul Viei Dolorosa, chiar dacă e câțiva metri mai jos pe unde a umblat Domnul Iisus. Deci sunt lucruri pe care le pot pipăi, imagina, pentru că țin de existența mea. Dar când e vorba de destinul meu veșnic, sunt complet pierdut. Nu pot să-mi imaginez lucrurile, pentru că Pavel însuși îmi spune, cel care a fost răpit în Duhul până la nu știu câte la cer, îmi spune că lucrurile care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la mintea omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei ce-L iubesc. Cum aș putea vorbi despre astfel de lucruri? Cu toate acestea, cățărându-mă într-un fel pe scările Scripturii, aș îndrăzni să spun câte ceva despre ele. Am pornit din bisericile Apocalipsei și am văzut că cele 7 părți ale fiecarei scrisori ne prezintă într-un fel un raft pe care putem așeza doctrina, învățătura despre biserică. Hristosul cercetează biserica și o luminează cu 3 reflectoare uriașe. În primul rând este propriul său chip. Dacă viața veșnică este cunoașterea lui Hristos, atunci cu cât mai mult îl cunoști pe El, cu atât mai mult te apropii de viață. El este sursa vieții, El este lumina. Dar Hristos, fiind Alfa și Omega, știe de unde venim și știe încotro mergem. Știe care sunt cauzele situației în care ne aflăm și știe care sunt consecințele călătoriei noastre dacă nu facem o schimbare în viața noastră. Și de aceea pune ambele destinații în fața bisericii, binecuvântarea în forma ei ultimă și blestemul în forma lui ultim, în forma ei ultimă. Binecuvântarea și blestemul. Amândouă sunt puse înaintea bisericii și amândouă sunt în forma finală, în forma escatologică. Binecuvântarea și blestemul au valențe finale, deci este destinația noastră ultimă. Dragii mei, chiar dacă aici îmi pierd o mână sau îmi pierd un picior sau îmi pierd amândoi ochii, mai bine ciung și orb
în împărăția lui Dumnezeu decât cu amândouă mâinile și picioarele și cu amândoi ochii în focul cel veșnic pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Și dați-mi voie să citesc pe Domnul Iisus Hristos cu privire la destinul pe care fiecare dintre noi îl va avea. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți îngerii săi, citesc din Matei 25 cu 31, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui, el îi va despărți pe unii de alții cum despărte păstorul oile de capre. Va pune oile la dreapta, iar capre la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Aceste cuvinte vor hotărî destinul unora și al altora. Unii vor auzi, veniți binecuvântații tatălui de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, alții vor auzi, duceți-vă în focul cel veșnic pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Încă de pe acum aș sublinia un lucru. Dumnezeu ne-a creat după chipul său, după asemănarea sa, pentru părtășia cu el. Dumnezeu nu ne-a creat, ci nu ne-a destinat pentru iad, pe nimeni, conform cuvintelor Domnului Iisus Hristos. Focul cel veșnic a fost pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Dacă vreunul dintre noi va ajunge acolo, va ajunge din pricina propriilor lui alegeri. În cartea Apocalipsa, împărăția este ilustrată într-un fel prin binecuvântările pe care Hristos le enunță, le pune în fața bisericilor, iar focul cel veșnic prin blestemele sau avertizările cu care confruntă Hristos biserica. Dați-mi voie să încep cu partea pozitivă. Celui ce va birui, spune Domnul Iisus bisericii din Efes, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Sau bisericii din Smirna îi spune, cel ce va birui nu va fi vătămat nici de cum de moartea a doua. Celui ce va birui voi da să mănânce din mană ascunsă, spune el bisericii din Pergam, și îi voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât cel ce-l primește. Bisericii din Sardes îi spune, cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții, și îi vor mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Bisericii din Filadelfia, o biserică mică cu puțină putere, îi spune, pe cel ce va birui voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu, numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim care se pogoară din cer, de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Și poate cea mai frumoasă promisiune, cele mai rele biserici, la Odiceea, celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Și cartea se încheie cu asigurare. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Va mânca din pomul vieții, nu va fi vătămat de moartea a doua, va mânca din mana ascunsă, va primi o piatră albă cu nume nou, știu doar de cel care îl primește, va fi îmbrăcat în haine albe, își va păstra numele în cartea vieții, numele lui va fi strigat înaintea tatălui și a îngerilor, înaintea întregului univers, va fi un stâlp în templul lui Dumnezeu și nu va ieși afară din el. Va purta pe el scris numele lui Dumnezeu, numele cetății sfinte și numele lui Hristos și va cina și va domni împreună cu Hristos. Nu știu ce simțiți dumneavoastră, eu simt că aceste cuvinte mă lovesc într-un fel și ricoșează, pentru că nu știu ce înseamnă să mănânci din pomul vieții, nu știu ce înseamnă să mănânci din mană ascunsă, nu știu ce înseamnă să am scris numele lui Dumnezeu pe mine. Intuiesc câte ceva din citirea Bibliei, dar greutatea acestor lucruri, importanța acestor lucruri pare să-mi scape. Și nici nu cred că e de mirare. Cred că promisiunile pe care Hristos le face celor 7 biserici sunt fațete ale aceleiași realități, ale aceleiași moșteniri nestricăcioase, neîntinate, care nu se poate veșteji păstrate în ceruri pentru noi, l-am citat pe Petru.
o singură realitate. Nimeni nu va primi mai mult, nimeni nu va primi mai puțin. Toate aceste lucruri se cheamă împărăția pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru cei ce-L iubesc încă înainte de întemeierea lumii. Dar ca să ajungi la această binecuvântare, la această moștenire, trebuie să intri pe porți în cetate. M-aș opri o clipă să mă întorc înapoi în Vechiul Testament, pentru că în prezența lui Dumnezeu, mai ales după cădere vorbesc, până atunci omul avea părtășie cu Dumnezeu în răcoarea zilei, în prezența lui Dumnezeu intra doar un singur muritor, o dată pe an, de ziua ispășirii, de Iom Kipur. Și Dumnezeu îi cere câteva condiții celui care iese să intre în prezența lui. În primul rând, acolo se intre doar în baza unei invitații. Observați cortul întâlnirii, l-aveți înaintea voastră și odată pe an marele preot intra până dincolo de perdea, până în fața scaunului de domnia lui Dumnezeu, echivalentul capitolului 15 sau ultima parte din capitolul 7 din Apocalipsa, unde am scaunul de domnie și pe cei ce stau înaintea lui Dumnezeu. Deci, pe de-o parte, îi spune Dumnezeu prin Moise lui Aron să nu intre în tot timpul ca să nu moară. Dacă ai invitație, intri, dacă n-ai invitație, nu intri. Al doilea lucru pe care îl spune lui Aron, când vine înaintea mea, trebuie să se despoaie de toată cinstea și podoaba cu care este îmbrăcat. În imaginea dinaintea dumneavoastră aveți un levit pe marele preot și un preot. Marele preot este îmbrăcat cu totul diferit de ceilalți. Când trecea prin tabără, în bătaia soarelui, trebuia să spui mâna la ochi, pentru că avea pietre nestemate pe pieptar, două imense pietre pe umerari. Era îmbrăcat în albastru ca cerul și totul era cusut cu fir de aur. Imaginați-vă câtă podoabă pe el. Când intra înaintea lui Dumnezeu, faceți un pas la stânga, arăta ca și levitul, despuiat de toată slava. Dar ce este caracteristic marelui preot când intră în prezența lui Dumnezeu? Intră în haine albe. Intră în haine albe în prezența lui Dumnezeu. A dat jos tot ce-i podoabă, tot ce-i colorat și intră în hainele albe în prezența lui Dumnezeu. Și al treilea lucru, avea în mână sângele jertfei de ispășire, dovada faptului că păcatele lui au fost plătite și plata a fost primită de Dumnezeu. Deci în prezența lui Dumnezeu intri la invitația lui Dumnezeu, dezbrăcat de orice pretenții, de orice pretenții, de orice merite și având în mâini dovada faptului că păcatele ți-au fost plătite. A părut superbă concluzia în Levitic. Întrebarea mea este dacă se verifică și în Apocalipsa. Scriptura interpretându-se pe sine, în felul acesta verific concluziile pe care le trag dintr-o carte sau din alta. Uitați-vă o clipă la biruitorii bisericilor din Apocalipsa, la cei care biruiesc în aceste biserici. În primul rând, trebuie să aibă în mână invitația de a intra pe porți în cetate, în prezența lui Dumnezeu. În al doilea rând, trebuie să aibă legitimația care să-i dă dreptul să intre acolo. Și aș vrea să le iau pe rând. Invitația la ospățul nunții mielului, asta se va întâmpla în cetate, este piatra albă pe care este scris un nume pe care nu-l știe nimeni decât cel care îl primește. Imaginați-vă că sunteți la poarta cetății, la poarta raiului și trebuie să vă arătați pașaportul, legitimația de intrare. Piatra albă pe care este scris un nume, pe care nu-l știe nimeni decât cel care îl primește. Dar tot acolo la poartă vei fi scanat într-un fel să se vadă dacă ai dreptul sau nu să intri acolo și legitimația de intrare pe porțile împărăției este haina albă, haina de nuntă, haina în care marele preot intra în prezența lui Dumnezeu odată pe an. Aș vrea să citesc câteva texte din Apocalipsa, capitolul 19, 6 la 9. Am auzit un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea, Haleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească, să ne bucurăm, să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și s-a dat să îmbrace cu in subțire strălucitor și curat. Inul subțire reprezintă faptele neprihănite ale sfinților. Notați, vă rog, i s-a dat să se îmbrace.
N-avea o haină albă, n-avea niciun merit, a primit haină albă, i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire reprezintă faptele neprihănite ale sfinților. Când citesc un astfel de text, dacă nu observ clar textul, am impresia că acolo vor intra doar cei desăvârșiți, doar cei care toată viața lor n-au făcut niciun păcat. Sunt curați într-un fel, sunt nevinovați înaintea lui Dumnezeu, deci merită să intri în prezența lui. Uitați-vă cui îi vorbește Hristos despre haina albă între bisericile Apocalipsei. Îngerului bisericii din Sardes scrie: iată ce zice cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, cele 7 stele: știu faptele tale, că ți merge numele că trăiești, dar ești mort. Dacă aș alege dintre cele 7 biserici, în biserica din Sardes, abia dacă mai pâlpâia lumină, restul era întuneric și moarte. Și lor le vorbește Hristos despre haina albă. Veghează și întărește ce rămâne. Cu alte cuvinte, și biserica aceasta mai are o șansă, pentru că este încă în viață, încă în trup, încă pe pământ. Veghează și întărește ce rămâne, ce e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Adu-ți aminte, dar, cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te. Dar mai este încă nădejde? Da, mai este încă nădejde. Dar dacă nu te pocăiești, dacă nu faci stânga împrejur, dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în ce ceas voi veni peste tine. Totuși ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Dar textul continuă: cel ce va birui, și noi am definit ce înseamnă a birui, dacă ești pe drumul bun, înseamnă a persevera. Dacă ai pornit-o pe drumul rău, înseamnă a face un stânga împrejur și a te întoarce pe drumul bun. Cel ce va birui, deci cel care ți-ai mânjit hainele, ai ocazia să le speli, să le curățești. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor lui. În Apocalipsa 7, Ioan vede înaintea tronului lui Dumnezeu o gloată mare care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice limbă, de orice limbă, din orice seminție, din orice norod. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt și de unde vin ei? Doamne, am răspuns eu: Tu știi. Și el mi-a zis: aceștia vin din necazul cel mare. Nu că au avut din totdeauna haine albe și de aceea au venit din necazul cel mare, ci textul spune: și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Observați, și-au spălat hainele. Niciunul dintre noi nu avem haine albe, în păcat ne-a zămislit mama noastră, toți merităm pedeapsa, focul cel veșnic este practic ceea ce ar trebui să ne aștepte pe fiecare. Dar există posibilitatea să ne ajungi acolo dacă îți speli hainele în sângele mielului. Uitați-vă cum se termină cartea Apocalipsa. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Nu vreau să vă pun la încercare, nici să vă ispitesc, dar nu cred că este în sală cineva care poate să spună: după faptele mele, eu merit să intru în moștenirea mea. Da, după faptele tale, merit să intri în moștenirea ta și moștenirea ta, cu siguranță, după merit, este focul cel veșnic pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Și textul continuă în versetul 13: eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Ferice de cei ce spală hainele. Nu-i vorba de haina asta, e vorba de haina sufletului meu, dragii mei, de haina sufletului tău. Întrebarea mea este: dacă ți-ai spălat haina în sângele mielului, înainte de a merge la cruce să-și dea viața pentru noi,
să lase sângele Lui să curgă, ca să ne putem spăla hainele în sângele Lui, toate păcatele noastre să fie curățite de pe cugetul nostru. Domnul Iisus a spus o pildă, o pildă cu nunta unui fiu de împărat. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. Unul s-a dus la holda lui, altul la boii lui, altul s-a dus cu nevasta lui în luna de miere. N-au vrut să vină. Au pus mâna pe rob și a bătut și stăpânul avea totul pregătit. Nunta era gata. A trimis pe rob la răscrucea drumurilor și a adunat bun și rai, spune textul, și s-a umplut sala de ospăți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Imediat i-a sărit în ochi cel nepregătit pentru ospățul mielului sau mirelui ceresc. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat fără să ai haina de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slugilor sale, legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Căci mulți sunt chemați, puțini sunt aleși. Așadar, invitația trebuie să fie o piatră albă pe care este scris un nume, știu doar de tine, cel care ai primit piatra albă. Iar legitimația, care îți dă dreptul să intri în prezența lui Dumnezeu și care vorbește despre plata pentru păcatele tale, este haina albă spălată în sângele mielului, exact așa cum intra marele preot în prezența lui Dumnezeu. Dar de ce atâta zoală să intri pe porți în cetate? Pentru că textul ne-a spus, bucurați-vă, a venit nunta mielului. Nunta mielului, dragii mei, biruitorii sunt poftiți la ospățul nunții mielului. Și în capitolul 19, versetul 9, Ioan primește o însărcinare. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. La ospățul nunții mirelui ceresc, a luceafărului strălucitor de dimineață, a pomului vieții, a manei ascunse, cu care ne vom împărtăși fără limite, în prezența căruia vom fi, cu cine vom cina și cu cine vom domni pe scaunul de domnie al Tatălui. Ce se va întâmpla cu ceilalți? Ascultați-L pe Domnul Iisus, avertizându-ne de destinul spre care alergăm. Apoi va zice celor de la stânga Lui, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Dacă aș lua cuvintele Domnului Iisus, două direcții îmi sunt sugerate. Prima direcție, veniți. A doua direcție, duceți-vă. Dar observați, reperul este Domnul Iisus Hristos, persoana Lui. Veniți la mine, plecați sau duceți-vă de la mine. Aș vrea să ilustrez lucrul acesta, să-l vedeți anunțat în avertizările pe care Hristos le aduce în fața celor șapte biserici. De pildă spune bisericii din Efes, adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi, altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. În imaginea pe care o aveți înaintea voastră, un sfeșnic este trimis într-un fel, du-te de la mine. Cele șapte sfeșnice erau toate împreună, Domnul Iisus umblă prin mijlocul lor și bisericii din Efes îi spune, dacă nu corectezi situația în care te afli, asta va fi rezultatul. Acum îți pierzi funcția în cetate, acum se rupe relația cu mine, acum nu mai faci parte din cercul celor șapte biserici. Dar toată povestea asta în escaton va deveni irreversibilă și vei auzi și tu împreună cu ceilalți, duceți-vă de la mine, voi toți cei care lucrați fără de legea, în focul cel veșnic pregătit pentru diavolul și îngerii lui.
observați coordonatele unei biserici, a unui sfeșnic, din pricina acestei împletiri dintre cer și pământ, este în primul rând în relație cu Hristos, apoi în relație cu celelalte biserici și în raport cu cetatea în care am fost puși ca să fim sare și lumină. Dar lumina nu suntem noi, noi suntem doar purtătorii luminii, noi suntem sfeșnicul. Candela și lumina este relația noastră cu Hristos, El este pomul vieții, El este lumina. Dacă citesc mai departe avertizările, toate sunt legate de Hristos. De pildă, Smirne îi spune, fii credincios cui? Lui Hristos până la moarte și îți voi da cununa vieții. Pocăiește-te dar, îi spune bisericii din Pergam, altfel eu, Hristos, voi veni la tine în curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Sau bisericii din Sardes, care și-a mânjit hainele, adu-ți aminte dar cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te. Dacă nu voi veni ca un hoț, cine? Eu, Hristos, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Bisericii din Filadelfia, care a păstrat credincioșia în Hristos, Domnul Iisus îi spune, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe toți locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Și ultimei biserici îi spune, o, dacă ai fi rece sau un clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Observați, relația cu Hristos hotărăște, definește totul, hotărăște destinul nostru. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Destinul fiecăruia dintre noi, destinul fiecărui muritor, va fi hotărât de relația lui cu Domnul Iisus Hristos. M-ați auzit de foarte multe ori spunând, religia nu mântuiește pe nimeni. Poți să te muți de la ortodox la baptiști, de la baptiști la penticostal, de la penticostal la creștin după Evanghelie, poți colinda cât trăiești, cât mai multe religii. Poți trece peste cât mai multe garduri, este absolut același lucru. Cu alte cuvinte, religia nu mântuiește pe nimeni. Relația cu Hristos te mântuiește sau te condamnă. Ai fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Cu Dumnezeu va trebui să stai în față, fie de partea Lui, fie împotriva Lui. Domnul Iisus a spus, cine nu-i cu mine este împotriva mea. Și cine nu adună cu mine risipește, până și ce-am adunat eu. Cu alte cuvinte, nu te amăgi ascunzându-te prin banca vreunei adunări, participând la ritualuri religioase. Nu, întrebarea este nu ce religie ai, de ce denominație ții, nu câte fapte bune ai făcut, întrebarea este în ce relație ești cu Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, Pavel ne spune, oamenii se mântuiesc într-un singur fel. Dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn, dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Al mărturisi pe El ca Domn, ca Dumnezeu, ca împărat în viața ta, înseamnă a lăsa pe celălalt Dumnezeu, a te rupe de El, a te lipi de Hristos, a-L urma și a-L sluji pe El. Credința fără fapte este moartă. Nu-i vorba de cuvinte rostite, e vorba de o gură care trage tot trupul și toată viața mea după ea. Când te dăruiești Lui, ești al Lui, ți-ai pus urechea pe stâlp, ai devenit robul Lui și îl slujești pe El. Dar slujirea Lui înseamnă eliberare și viață. Nu-i pușcărie, dragii mei, și nu-i robie. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă face sloboz. El a dezbrăcat slava Lui și a venit în noroiul și murdăria păcatelor noastre, luat asupra Lui, ca să-mi dea mie harul pocăinței, a reîntoarcerii la Dumnezeu, a reîntregirii mele. Dragii mei, n-a venit să ne chinuie, ci a venit să ne elibereze, să ne pregătească moștenirea și slava. Domnul Iisus este Cel care va ședea pe scaunul de judecată și va despărți oile de capre, cum desparte păstorul turma Lui în două. În capitolul 20 avem scena judecății, apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe Cel ce ședea pe el. Pământul a fugit dinaintea Lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele, pentru că El este Creatorul, El le-a chemat în existență și El, dragii mei, le poate mișca din loc.
Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă și o altă carte, care este cartea vieții. Morții au fost judecați după faptele lor. După faptele mele sunt condamnat. O singură călcare de lege te face vinovat de călcarea întregii lege a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, prin meritele mele n-am nicio șansă. După faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților a fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Și textul se încheie așa. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Observați, problema nu este în ce registre pământești e scris. O, am fost scris la baptiști 50 de ani. Cerul n-a auzit despre așa ceva. Despre registrele baptiștilor sau penticostalilor sau despre biserica unică sau cea adevărată. Nu. Există o singură carte și este cartea vieții și păstrată în ceruri. Bucurați-vă, le spune ucenicilor, nu că dracii vă sunt supuși, ci că numele voastre sunt scrise în ceruri. Și Domnul Iisus spune celor ce se pocăiește, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Imaginați-vă scena judecății. După fapte, toți plecăm capul, suntem vinovați și condamnați. Și când avem impresia că pe drept n-avem nicio șansă, se deschide cealaltă carte. Și Domnul Iisus începe să mărturisească numele scrise în carte înaintea Tatălui și înaintea Sfinților Îngeri. Pavel spune să ajung, dacă voi putea, la învierea morților. Și să aud strigându-se, Beniamin fără gău! Să audă tot universul. Nu știu cum, cred că va striga numele nou de pe piatră. Nu, ăsta a fost atins de păcat. Numele acela nou. Deci în felul acesta, el va alege pe unii de alții, ne spune Scriptura. Există doar două destinații, două destine. Unii nu vor fi vătămați de moartea a doua. Moartea a doua este despărțirea finală de Hristos. Alții vor fi aruncați în ea, spune textul. Aruncați în ea plânsul și scrâșnirea dinților. Cum e aia? Nu mă întrebați, n-am fost acolo, nici nu vreau să ajung. Nu știu. Dar Scriptura ne dă câte ceva ca să înțelegem că lucrurile nu sunt simple. Nu sunt simple. În tot ce am făcut până acum, am sărit peste o biserică. Pentru că nu pot să încadrez biserica din Tiatira, nu pot să o așez în tiparul acesta, în niciun fel. Biserica din Tiatira. Este singura promisiune care nu se încadrează în tiparul celorlalte promisiuni, pe care nu pot așeza în finalul escatologic al cărții, acolo în raiul lui Dumnezeu, unde este pomul vieții, unde este ospățul nunții mielului, unde intru cu piatra albă ca și invitație și cu haina albă ca și legitimație, sunt invitat acolo. Dar dacă mi-aduc aminte că bisericile sunt numite sfeșnice, sunt menorele cu șapte brațe și sunt șapte biserici care le-aș putea combina într-o singură menoră, atunci ce mă surprinde este că Tiatira este exact pe axa menorei. Este biserica din mijloc. De o parte și de alta am Pergamul și Sardesul, Smirna și Filadelfia, Efesul și Laodiceea. Și după câte văd, menora este un fel de pom cu crengi. Pe trunc, pe tulpină, aceasta se așează crengile pe care sunt citiți și veți vedea cum a fost alcătuită o menoră în Vechiul Testament. De ce oare promisiunea pe care Hristos o face acestei biserici nu se așează lângă celelalte? Și dacă nu pot așeza între celelalte, în ce fel informează promisiunea adresată bisericii din Tiatira celelalte sau interpretarea celorlalte promisiuni? E o întrebare cu care mă frământ și eu și vă spun doar ce îndrăznesc. Ce nu îndrăznesc, nu vă voi spune. Dar așa este promisiunea formulată bisericii din Tiatira. Celui ce va birui și celui ce va păstra până la sfârșit lucrările mele, și ascultați ce urmează, îi voi da stăpânire peste neamuri, le va cârmui cu un toiac de fier, le va zdrobi ca pe niște vase de lut
cum am primit și eu de la Tatăl meu și îi voi da lăceafărul de dimineață. Când, unde și cum va stăpâni biserica peste neamuri? Așa au crezut în primul mileniu și mai ales Biserica Romei și Inchiziția și tot ce a urmat a încercat să-și impună punctul de vedere, dar cred că au răstălmăcit toată povestea și nu știu dacă nu cumva Augustin este vinovat de toată treaba. Dar dacă citesc Apocalipsa, în capitolul 19, versetul 20, cele două fiare la venirea lui Hristos pe norii cerului împreună cu oștile cerești, cele două fiare sunt prinse și aruncate în iazul de foc. În capitolul 20, versetul 10, când balaurul este eliberat pentru scurtă vreme, versetul 10 spune că diavolul este prins, luat și aruncat și el în iazul de foc. Iar în 20:11-15, textul care tocmai l-am citit despre judecată, toți oamenii care n-au fost găsiți scriși în cartea vieții sunt luați și aruncați în iazul de foc. În iazul de foc sunt deci balaurul cu cele două fiare și cu toți urmașii lor. Întrebarea mea este, cine a mai rămas pe pământ? Păi, imediat capitolul următor vorbește despre un cer nou și un pământ nou și noul Ierusalim care se coboară din cer de la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, au rămas doar cei care sunt ai lui Hristos, cei care au biruit. Și atunci întrebarea mea este, unde sunt neamurile peste care va domni biserica? Așadar, când, unde și cum va stăpâni biserica peste neamuri? Mă întorc puțin la Scriptură, să o citesc un pic mai atent cu dumneavoastră, să vedem, poate că Domnul Iisus, când a inspirat sau Duhul Sfânt pe Ioan, mi-a lăsat ceva de care să mă prind. Spune, nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Observați? Până voi veni înseamnă până în capitolul 19:11, când se deschide cerul și apare Hristos pe calul alb, îmbrăcat în haina, muiat în sânge. După care textul continuă, celui ce va birui, adică, aș putea pune în loc de și, celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri și textul continuă. Sunt două expresii de care mă pot lega, până voi veni și până la sfârșit, cine va păzi până la sfârșit lucrările mele. Sfârșitul de care vorbește Domnul Iisus este fie venirea Lui, fie moartea mea. Bisericii din Smirna îi spune, fii credincios până la sfârșit, până la moarte și îți voi da cununa. Cununa, dragii mei, este un semn de domnie, de împărățire împreună cu Hristos, cununa vieții. Dacă interpretarea aceasta este corectă, atunci este vorba de o stăpânire peste neamuri într-o altă realitate decât viața aceasta. Am și frică să merg mai departe. Dar altfel, nu văd niciun sens textului. Cu alte cuvinte, în perioada bisericii, perioada pe care eu o trăiesc, tu o trăiești, în care ne aflăm acum, promisiunea aceasta nu poate fi împlinită în sens literal. Nu poate fi împlinită în sens literal. De ce? Uitați-vă la strategia lui Dumnezeu. Absolut suveran Dumnezeu, capitolul 4. În capitolul 5, strategia lui nu este strategia leului care sfâșie, cea mielului care se lasă sfâșiat. Fiarelor le contrapune Dumnezeu în Daniel pe unul ca un fiu al omului, dezbrăcat, despuiat de puterea lui divină, dumnezeiască, venit să locuiască printre noi, plin de har și de adevăr, ca noi să-l luăm, să-l scuipăm, să-l încoronăm cu spini și să-l atârnăm pe o cruce. Și el ne-a chemat să călcăm pe urmele lui, să urmăm pilda lui. Ascultați avertizarea Duhului Sfânt către bisericile din toată istoria. Capitolul 13, versetele 9 și 10. Cine are urechi să audă, cine duce pe alții în robie, va merge el însuși în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabia. Aici este răbdarea și credința sfinților. Trăim în istoria aceasta a bisericii în care până și Petru a trebuit să bage sabia în teacă și Domnul Iisus a vindecat urechea lui Malhu și a zis, nu așa. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus ne-a avertizat în predica de pe munte. Ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Cine
Ci oricine te lovește peste obrazul drept, întoarce-l și pe celălalt. Oricine vrea să se judece cu tine să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău, să urăști pe vrășmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrășmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supără și vă prigonesc. De ce? Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, ca să fiți frați cu Fiul Tatălui care este în ceruri, cu Domnul Iisus. Căci El face să răsară soarele Său și peste cei răi și peste cei buni de ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplate mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frați, pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Ascultați-l pe Pavel, reluând cuvintele Domnului Iisus în Roman 12. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri. Lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Căci este scris, răzbunarea este a mea, eu vă răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame vrășmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face așa, vei îngrămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine, spune Pavel. În lumina cărții Apocalipsa, și aș vrea să precizez, suntem într-un context exegetic, în lumina cărții Apocalipsa există o singură perioadă în care se poate împlini în sens literal o astfel de promisiune. Și perioada asta este doar ceea ce Apocalipsa numește domnia de 1000 de ani. Am văzut coborându-se din cer un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care se numește diavolul și satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo, a pecetuit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșele neamurile până se vor împlini cei 1000 de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme. Și ascultați, odată ce diavolul este scos din împărăția lui, pe care noi i-am dat-o, noi i-am vândut-o, el este stăpânitorul lumii acesteia, nu uitați, Hristos este cel care a venit în capitolul 19 pe pământ, textul continuă, am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele, li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și a doua categorie, ale celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Am văzut niște scaune de domnie. Cine sunt cei care șed pe ele? Pe de o parte, martirii, pe de altă parte, cei care au rămas credincioși până la capăt. Cei care au păzit până la sfârșit lucrările Domnului Iisus Hristos, cum scrie el bisericii din Tiatira. Cei care au prețuit relația cu Hristos mai mult decât deșertăciunea acestei lumi, mai mult decât poziții sociale, mai mult, dragii mei, decât tot ce ai putea primi din mâna celui rău, slujindu-l pe pământ. Vouă însă, le scrie bisericii din Tiatira, tuturor celor din Tiatira, care nu aveți învățătura aceasta și care n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi nicio altă greutate, numai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Și aceștia vor împărăți împreună cu Hristos, celui ce va birui și celui ce va păstra până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri, le va cârmui cu un toiac de fier, le va zdrobi ca pe niște vase de lut,
cum am primit și eu, puterea de la Tatăl meu și îi voi da luceafărul de dimineață. Va veni un moment în istorie, conform cărții Apocalipsa, în care Hristos va veni și va schimba placa. Dacă până atunci El a operat ca miel junghiat, de atunci încolo va opera ca leu din seminția lui Iuda, își va impune voia și va așeza o vreme, cât o fi mie aceea de an, va așeza pe pământ rânduiala dreptății într-un fel. Și atunci toți cei care sunt ai Lui de-a lungul întregii istorii vor învia și Scriptura numește asta prima înviere. Prima înviere. Dacă domnia de 1000 de ani va fi pe pământ, ar trebui să plecăm de aici cu schimbări radicale în gândirea noastră. Știți ce a făcut Augustin în secolul V? Ne-a mutat atenția de pe pământ pe cer. Și când te grăbești să pleci undeva, și acolo ți este inima, tot ce faci aici este superficial. Mi-aduc aminte de vremurile în care mergeai la securitate și primeai formularele mici, pe urmă formularele mari. Când ți se dădea formularele mari, știai că ești pe țeavă, gata de plecare în America. Și atunci vindeai totul și adunai totul în 2-3 valize. Cât puteai să duci cu tine? Problema era că de când ți-ai adunat toată averea în 2 valize, și până când primeai și pașaportul și libertatea să pleci, putea să treacă o lună, 2, 5, 6 sau un an. Spuneți-mi, cum trăiește un om care toată viața și-a adunat-o în 2 valize și el cu gândul este dincolo de gârlă, dincolo de ocean, abia așteaptă avionul ca să plece. Nu mai pune mâna pe nimica, nu mai face nimic de treabă, totul le face superficial, pentru că nu e aici. Exact așa cum faci tu când mergi în chirie la cineva. E treaba lui, tu faci praf totul, el să le repare, nu-i casa ta. Dacă stăm pironiți cu ochii la cer, tot ce facem pe pământ putem face absolut superficial și cam așa ne trăim viața. Știți ce doare cel mai tare când auzi numai cu pocăiță nu lucrezi? Păi ar trebui să fie invers. Să auzi, nu mai este vreun pocăit prin urbe, prin cetate. Adu-l la mine să-l angajez. Spuneți-mi de ce sunt lucrurile pe dos. Noi așteptăm cerul prin har, prin credință, nu avem nimic de făcut și de aceea ne putem bate joc de viața asta pe toate fețele ei. Tot ce facem este superficial, cu toate că de 1000 de ani citim în Scriptură orice faceți, să faceți cu toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Dacă ești angajat la un stăpân, trebuie să faci totul ca pentru el. Nu ca pentru, da? Ca pentru el. Imaginați-vă că va veni vremea când împăratul acestei lumi în care noi trăim acum, va fi Domnul Iisus Hristos. Afară de faptul că luați foarfeca și tăiați afară din Apocalipsa ultimele capitole. Domnul Iisus Hristos. Cum va fi atunci, cum va suna textul acesta? Orice faceți, vom fi pe pământ, va trebui să umble autobuzele și avioanele și trenurile și să facem case și să mănânci, să pui vii și să semeni ogoare și să-ți construiești mai departe viața. Va fi foarte asemănător cu ce facem astăzi, doar că acolo vei învia cu tot ce ai adunat în viața asta scurtă de 70-80 de ani. Dacă aici te-ai învățat să faci lucrurile de nota 10, acolo vei avea un scaun mai... Domnul Iisus dă o pildă și a împărțit averea. Unuia 5, altuia 2, altuia un talent. Ăla care a primit un talent, a zis, ce e un talent? S-a dus și l-a îngropat. Cel care a avut 5, a adus alți 5. Cel care a avut 2, a adus alții 2. Când s-au terminat lucrurile și a venit stăpânul, a zis celui care a primit 5, intră în bucuria stăpânului tău și ia în stăpânire 5 cetăți sau 2 cetăți. Iar cel care a zis, nu știu cine ești, uite aici, ți-i talentul. Ce luați-l și aruncați-l afară, unde-i plânsul și scrâșnirea dinților, și dați talentul lui celui care are 5. Dacă au sens cuvintele Domnului Iisus, înseamnă că noi suntem aici, în antrenament, la pregătire, și va veni ziua când va trebui să pui în negoț tot ce ai adunat. Nu e așa că capătă alt sens viața? Dragii mei, noi ne pregătim pentru întâlnirea cu Hristos, domnia cu El, prin ce facem în viața de zi cu zi, lucruri mici sau lucruri mari. Nu contează ce ai în mână.
N-am să uit niciodată povestea Norichii. Mergea spre școală și când urca în sus pe cele 7 străzi, era dimineața de vreme, un măturător de stradă trăgea cu mătura și cânta de mama focului, zicea că era în rai. Și Nora stă să merge după el și când ajunge în dreptul, zice, bună treabă faci. Și el se întoarce spre ea, zice, nu așa ne învață Scriptura. Și începe să fluieră mai departe. Dragii mei, eu cred că l-a va mătura prin piața centrală a cetății noului Ierusalim. Incredibil. Cu alte cuvinte, atenție. Dacă stăpânirea peste neamuri înseamnă să pui în negoț tot ce ai învățat și ai adunat aici, viața capătă alt sens. Fiecare minut contează. Dumnezeu ne cheamă să facem orice facem ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știm că vom primi de la Domnul răsplata moștenirii noastre. Ați venit la școală la Cluj? În fiecare duminică v-aș chema aici cu indexul. Să vedem ce note aveți în ele. Să fiți cei din tâi în fapte bune. Amin. Amin.